Această epistolă se numește Scrisoare a la Rus, scrisoare rusească. Scrisoare rusească. Hai să vedem, să intrăm, să vedem dacă găsim. Ce mai postează tovarășul Cărtărescu, Tarotescu, pe internet, pe Facebook? Sunt foarte curios. Vedem cine ne mai interesează. Aha. Să vedem cine este omul ăsta. Bine. Să căutăm. Nu ce să ream. Nu, și aici e blocat. Eu l-am blocat. Într-un oarecare Cronopios dă o anumită public. Așa, și vine aici o piesă de interviu. Tar, punct, nu știu ce, asta se numește smoală pe englezește, da? Vorbim aici în textul ăsta spaniolește. Întreabă unul, lo ha premiado la fil de Guadalajara, para cuando el Nobel. Es maravilloso recibir el premio Nobel junto a Faulkner, Thomas Mann, Marqués o Vargas Llosa. Pero es igualmente maravilloso no recibirlo jamás junto a Proust, Joyce, Virginia Woolf o Kafka, al filósofo Diógenes le preguntaron una vez, ¿por qué no tenía también una estatua como tenían los demás filósofos, incluso los vivos? Él respondió, mejor que se pregunte la gente por qué no la tenía en lugar de por qué la tengo. Por lo que a mí respecta, yo soy un estoico. Sí, yo soy sochotoico. Nunca espero que me... No escuché eso. Cheti. Aha. Nunca espero que me suceda algo bueno. De esa manera puedo sentirme satisfecho y tranquilo en cualquier circunstancia. Seguramente será maravilloso si recibiera el premio Nobel. A partir de ese momento, vuela solo en clase business, pero la vida puede ser plena y feliz volando incluso en clase económica. ¿Ați înțeles? Hai să-l deblocăm pe Mosiu, dar mă duc înapoi, nu de aici.
Bă, tu îți dai seama, mă. Unii n-au ce mânca, n-au ce pune pe ei. N-au lemne iarna, n-au bani să dea copiii la școală și pe ăsta toată lumea se stresează de Nobelul lui. Eu dacă aș fi la Comisia Nobel, îi l-aș da. Aia zice, nu, acum întoarce-te să ți-l bagi în cur. Cum ziceam noi copiii, eram mici, în 80, 90, la fine. Că, cei, pioneze, bagă un cur și dă viteză. Așa e și cu Nobelul deșteptul ăsta. Că deja nu mai, noi nu mai avem literatură română, avem numai Nobelul Bulă. Înțelegi? Eu am un prieten care avea un frate. Și mă duceam pe la el că avea muzică bună, trebuie, aveam un liceu. Și am, băi, vă că aici două paturi și a pus. Da, băi, acolo doarme bulă. El la fratele lui, era un frate mai mic. Și el era tot artist. Îl numea Bulă. Nu, așa e și cu Cătarovici ăsta. Lui Bulă și nu mai scăpăm. În anii 80 îl aveam pe Bulă, acum îl avem pe Cărtărescu. Nu mai poți, mă. Și el tot timpul spune. Da, nu că strigi niciodată după ajutor, auzi, Dublu CD a fost un titlu interesant, dar fost chiar cu un an înainte de moartea lui Nedelciu, nu știu ce să zic. Cam pute treaba aia. No, hai. Pe cine am blocat? Ce am făcut? Ce am dres? Hei, amigo! Cred că vreau să ascult și eu un cântec. Am tatuaj. Asta luego. Barcelone, fais lui bien comprendre qu'elle se trompe, quels qu'en soient les mois. Elle se trompe, car elle est comme toi, un chat qui ondule, qui fait le nom. Elle manipule celui qui dit non, hey amigo. Barcelona, fais-le bien comprendre.
Bună, bună! Un cocktail la domnișoara? Barcelona, fais-le bien comprendre, qu'elle se trouve, qu'elle soit moi, qu'elle se trouve, qu'elle est comme ça, à chaque jour.